Persoanele juridice, mai puțin asociațiile de proprietari, vor achita facturile la apă la BCR, de acum înainte anunță conducerea societății Aparegio. Acest lucru a fost impus de bancă, aceasta reprezentând o garanție pe care Aparegio o oferă instituției bancare pentru a putea accesa linia de credit deschisă la BCR. Urmă la agenții economici, unde au fost contractele mai mari și care au stat la baza acelui împrumut. Nu știu care sunt procedurile băncii că trebuie să acopere chestia asta, dar se pare că aceste contracte cu agenții economici au satisfăcut dorința de a se acoperi cu ceva datorile viitoare. Creditul deschis de Aparegio reprezintă partea de cofinanțare a unui proiect de modernizare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Având contractul cu Uniunea Europeană, contractul de finanțare, suntem obligați să asigurăm 1,92% din acest contract din surse proprii, așa numitele cofinanțări. Am depus drept garanție pentru o linie de credit pe care am antamat-o cu Banca Comercială, câștigurile viitoare. Deci, cifra de afaceri a stat la viitoare, a stat la baza garanției acestei linii de credit.